Pwede, 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 wait lang muna, wait lang muna, wait lang muna, wait. Umay. Reduce uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Yo, bine ați venit la Salva Kai Kai Dragiu și astăzi o să ne progem că prindem găina. S-a schimbat valpeperul. Schimbă-te la mine în win. Așa vezi. Am schimbat poziționarea acestei camere pentru că... Pentru că... Da, găina. Pentru că din două motive. 1. Partea aia arăta mai urât. 2. Nu mai vreau să o deranjez pe Tesi. Dacă fac cu găina bip-bip, Tesi fuge. Ați văzut în ultimul clip când i-am arătat Raluca-i camera. Dacă fac bip-bip, Tesi fuge și se sperie. Pentru binele sănătății ei și pentru binele sănătății mele curățenie-wise. Pentru că pot să am tot dezastrul acolo și aici să fie clean mereu. Nu că ar conta neapărat. Putem să filmăm și repede. Putem să... Hai să luăm un canal adevărat. Dacă tot suntem pe canal pe YouTube, hai să luăm un canal adevărat să filmăm de acolo. Încă este aici, la fermenea de mult. Bun! Pe lângă toate aceste vorbe inutile, o să facem un react. Wow, wow. O să ne uităm la noi. Am văzut așa că Shelly a făcut, că Alvarez a făcut, că mama Măsi a făcut. Hai să facem și noi, de ce să nu facem și... Nu voiam neapărat să o fac, dar am văzut că... Adică... Plus că hai să numărăm de câte ori am dat mâna ciudat cu oamenii. Vino încoa, dragă, vin... Nu mai plâng, vine, uite-te mai încoace. Uite, poți să te mut, fii atent, fii atent. Wow. Deocamdată clipul eu l-am găsit doar pe ProTV Plus. Full screen, my baby. Este miercuri, ora 9 dimineața. Astăzi ne vom petrece o zi întreagă cu un vlogger. Vloggerul... Eee, cu un vlogger. Raluca the best. De astăzi este Alex Daragiu sau Alpaca, așa cum îl... Nu mi-a greșit numele, pentru că la școală, domnul Smă, toată lumea spunea Daragiu, ea a nivelit din prima Daragiu. Cum e posibil? Școala m-a greșit 12 ani de zile, mi-a spus Daragiu, Daragiu. Dacă ai spus tu Daragiu până acum, ai o problemă, du-te la ORL, împreună cu mine, că s-ar putea să nu mai aud nicio cureche. N-am idee de ce, nu mă întreba, hai să ne uităm în continuare. De socializare. Hai să-i batem la ușă și să vedem care e programul pentru astăzi. Hai să mă bas la ușă. Pac. Salut. Bună dimineața. Bine, ce faci? Bine, Luca, tu ce mai faci? Ei, unei handshake cu ciudat. Nu dau una cu ea. Ah, bad manners. Nesimțitul de mine. Trebuie să dau una. Cred că trebuie să dau. Trebuie să dau una. Probabil sunt un nesim... Mai departe. Ah, nu mai bine. Avem un program încărcat? Sper că da, de obicei nu foarte, dar da. În fiecare zi sper că da, sper că nu. Nu știu niciodată dacă am program încărcat. Pentru că sunt uneori un mare leneș, uneori nu. Uneori da. Să fii urmărit la 20 de ani de aproape 300.000 de oameni e fără discuții o performanță. Vreau să știu cine face vocile astea, vreau să-l bag într-un trailer. Și da, oarecum mă simt ciudat când aud oameni care spun chestii frumoase despre mine, frumos păr, da, mereu îmi stă bine, mulțumesc. E ciudat să le asculți, dău, e ciudat să asculți chestiile astea, să fii ceva gen, da, ei. Înțelegi ce zic? Ești băia mare, trebuie să știi, ești fată? O să avem o problemă. Analicile pe YouTube spun altceva, ești majoritar băiat. Alpaca Legion, acesta este numele care l-a... Alpaca Legion, yes, engleză, boy. Și eu ziceam înainte în engleză până când mi-am dat seama că nu mai români, nici să uit pe canalul ăsta. Este numele care l-a consacrat în ultimii 4 ani, o zi din viața lui Alex Daragiu pe... Ah, da, asta era o zi din viața mea, mi-am amintit acum despre ce mi-am vorba mai exact. Uite, mouse-ul meu e aici, hai să vedem o zi din viața mea. A fost, de fapt, mult mai șmecheră ziua aia decât o zi din viața mea în fiecare zi, pentru că na, au fost oameni care au stat cu mine. Dacă sunt singur aici într-un colț întunecat, nu știu cât de multe chestii pot să fac. Numele lui real începe de fiecare dată cu un shake. Shake! Shake me, baby! Îi mai puneam și avocado și banane în el și avea gust nașpa. Avocado și banane puneam înainte, era gustul foarte nașpa. Ce nu înțeleg eu, ce mi s-a părut super mega ciudat, e că Raluca i-a plăcut foarte mult. Și literally nu știu ce am pus în el, au fost 2-3 chestii, n-a fost nimica și nici mie nu plăcea așa de mult. Aparent, sunt un bucătar înnăscut, dar nu pentru mine. Sunt efectiv bun pentru oricine altcineva în lumea asta, mai puțin eu. Dacă fac eu pentru mine, nu-mi place. Dacă fac eu pentru oricine altcineva, orice Tesi iubește mâncarea aia și vrea să mănânce non-stop și eu nu o să înțeleg niciodată de ce. O, Doamne, este genial. E genial, note! S-a mutat în București acum un an și locuiește împreună cu cel mai bun prieten al lui și cu Tesi. Că... Da, Tesi! Ia TV, știam, i-am zis eu lui mami că eram mic, o să pun pe Tesi la TV. Cumva am făcut-o. Cea pe care a adoptat-o în urmă cu 6 ani. Am găsit-o în vâlce. Oh, Tesi! Mergeam. Ia să uite cât de cute e! Băi, cât de cute e! Dacă îmi făcea ea pe vremea aia și a început să o ploaie din aia super nașpa. Da! Și
Uite mă cât de cute e. Era un pișpiric de ăsta. Pișpiric? Foarte, foarte mic era când am găsit eu. Cred că avea o săptămână, două, trei, nu știu ce, așa. Familia mea era gen, nu aduci câine în casă. Mi l-am ținut în camera mea secret o zi, practic. După aia s-a prins cel că a alătrat. Alex, povestește-mi despre tine. De cât timp? Stai, înainte să povestesc despre mine. Tessie este extrem de cute. Am vrut doar să pun asta aici, în acest clip. Atât. Tessie extrem de cute. Nu uita asta, te rog frumos. E important. De cât timp faci vlogging? Vlogging fac de 4 ani pe YouTube. Și așa, filmat singur prin casă. Yes, butonul de YouTube inutil. Respectiv, erau câteva show-uri. Ne folosim televizorul atât de mult. Stăteai și te uite la show-urile de pe YouTube. Și erau, de exemplu, gameplayeri. Aia erau pe vremea respectivă cei mai populari. Oameni care se jucau jocul și puneau pe YouTube. Și ăla era PewDiePie. He's still the god! Și ăla era fenomenul de la momentul respectiv. Toată lumea se întreba ce dracu face omul ăsta, ce se filmează jucând jocul și lumea se uită la el. Nu prea vedeam abonații atunci, pentru că n-aveam telefon. Și când am ajuns pe la 2000, 10.000, 20.000, 30.000, s-au ajuns până la 100.000 și am primit butonul. Da, povestea cu magicii subscriberi a fost lăpis de apetit, nu știu franceză, îmi pare rău. Butonul ăsta pe care presupun că pot să-l arăt 3 secunde. Când am primit chestia asta în poștă, mi-am dat seama că am subscriber și nu știu unde. Alex citește în fiecare zi comentariile abonaților săi și de foarte multe ori ține cont de dorințele acestora. Așadar, hai să vedem ce și-ar dori să vadă fanii lui în următorul episod. Turul casei. Turul casei! Turul casei! Turul casei! Turul camerei subtil. Turul camerei în parodie animată. Poate să-și are o grămadă de chestii de genul. Dar, dacă vrei, facem împreună un turul camerei. Măi, până și în filmarea asta făceam freza. Mă jur, deci e karma la mijloc. Ascultă, când vreau să fiu super mega chel, fac pare pe cât vrei ca să nu mai pot să fac asta. Deci mă jur, o să fie karma la mijloc. O să zic că, bă, ăsta are ticul ăsta într-una. Bine, domnul și domnul, eu să-l bag că e și astăzi, după atâta timp, o să facem în sfârșit turul camerei. Uite, aici deja am pregătit să stai. Nu, ProTV Plus, dă-mi, te rog, spacebar-ul înapoi. Așa, unor nu vrea să meargă. Voiam doar să zic că atunci când a venit Raluca, practic setup-ul ăsta static, frumos, cu Marcela aici, cu ceaucăful ăsta scris pe dos. Îmi pare rău, nu știam că se pune în oglindă. Raluca de la Măruța a venit la noi să facem turul camerei împreună. Șmecheria este că după atâta timp ne-am mutat la București și este și domnul cu camera, salut! Alex desenează din copilărie. A făcut-o prima dată pe hârtie. Măi, cu desenele din copilărie! Doamne, dacă știu unde sunt, la Vâlcea, undeva, o grămadă de desene făcute de mine. Și tot încerc să-mi dau seama unde. Având așa mapa, harta casei undeva în cap, aici, de la Vâlcea, mă gândesc unde ar putea să fie. Și nu știu dacă nu e sub pat sau în dulap, într-o pungă. Aveam o pungă din aia, știți, când te pune la desen să vii, ce puțin în Vâlcea așa era, când la desen ne punea să aducem o pungă mare, cu tot, cu bloc de desen, cu creioane, cu pictură, cu lalauri. Le uram foarte mult, dar da, ne punea să le aducem. Le avem tot de acolo și desenele. Și erau niște desene chiar super. Ok, o să mă laud singur, dar da, erau destul de interesante. Era, de exemplu, un nene care crea pământ, era un fel de Dumnezeu ceva, era un desen cu Iron Man super realistic și eu nu prea fac de astea realistice pentru că mi-e groaznic și de la chiar îmi pare rău dacă nu-l mai găsesc. Era un ninja lău care făcea chestii, erau niște chestii, personaje create de mine, erau multe de alea. Aici, pe la București, na, e doar o minciună continuă ce desenez pe aici pentru că nu-mi dau seama unde le pun și dacă le pun sunt groaznice și le salvez și da, o să mor. În hârtie, iar mai apoi a transpus schițele pe calculator prin ilustrație grafică. Alpaca este pasionat de animație, știe să deseneze. Da, era cartea pe care o aveți și pe Instagram, gen o poză, cel puțin aici. Nu știu să pun repere sau cum dracu se numesc highlight-uri. Era acolo un cadru mic. Animație, știe să deseneze și postează constant pe canalul lui. Bine, faza cu postează constant, nici... Adică... De YouTube, parodii animate. Vrăjitoare! Tantile aia cu nascân și care umblă seara pe mături de nebune. Bine, de fapt, cam așa arată și Tanti Rozeta care face curat în fiecare dimineață. Tanti Rozeta, iubirea vieții mele! Neață prin fața blocului meu. Nu sunt foarte multe și nu știu să colorez neapărat chestiile astea. Asta e cartea. Nu știu să colorez neapărat chestiile astea. E o pagină lipsă între ele ca să nu se... așa. Astea schimb esențele. În fine, nu o să înțelegi nimic. De din carte. Domn general, ne-au făcut praf, suntem înconjurați din toate părțile. Mâță, nenorocie. Tot a fost Spacebar ca prostul, ce fac ceva. Nu! A noastră fără net, cum e posibil?
Și dacă tot ne învârtim în jurul vloggingului, putem să preluăm câteva expresii care se folosesc în mediul online, cum ar fi fan meet, meetup sau pe limba noastră, o întâlnire cu fan. Da, mă, bă! Cred că o să vă vedeți aici la ăștia care ați venit la fan meet. Băi, voi vă dați seama că am venit mai mult din am fost la fan meet-ul nostru, la care literally am făcut reclamă sau ne-am pus pe Insta story-ul și pe la literally cu mai puține 24 de ore înainte. Au venit mai mulți decât au fost atunci, cu miliarde de ani înainte, tot felul de teasere, pe Discord-uri, pe la... Deci, a fost genial. Vă pupa 3 ore ca să fie când rog, îmi pare rău, o să vomiți mai încolo. Și ori pe tine. Alex spune că cel mai important aspect de care trebuie să țină cont un vlogger este interacția. Mă, dar aici sunt handshake-urile alea lame. Trebuie să fie uneori. Știu că n-am mânat cu cineva și a fost super mega awkward, dar handshake-urile astea awkward sunt core-ul în a fi YouTube. Uite la PewDiePie. Are compilații cu asta. De aceea, atunci când îi permite... Uite la mâna, uite la mâna. Măi. Am luat toată deget, literally. Adică știi care e faza? Că uneori îți spun exact. De fiecare dată când dau mâna cu cineva, de obicei tind să fac asta și după care... Ce dracu făceam? Faci din aia de om cool pe care nu pot să reprezint acum. Fata aia n-a mai vrut să facă partea a doua, eu am reușit doar să-i prind un deget. Ți-l aduc mai încolo, dacă vrei. Una dintre zile pe care urmăritorii... Aia de jos n-am mai... Și după ce am dat fail cu fata aia, n-am mai vrut să încerc măcar partea a doua din salut cu fata aia altă, că mi-era că iese același lucru. Și așa că fata din spate nu dea de mine pentru că am făcut acele handshake. Alex, ești pregătit? Sper că da. Sunt destul de pregătit. Nu știu câți oameni să vin acum, pentru că mai fost la chestii de genul, n-au venit foarte, foarte mulți. Vedem, e duminică, 3, na, vedem. Salut! De când a... Da, bă, și a fost duminică, cum era asta? A fost duminică, la ora 3... What? Așteptați! Uite, ți-e rot? De când așteptați? Hai să mergem mai încolo, că după aia o să ne bată lumea. Sunam, ce faceți? Ce să facem, la alpac aici? La întâlnire. Da, la meeting. De cât timp îl urmăriți? 2 ani. Hai să facem Q&A pe stradă, dar îl facem șmecher. Hai să dau și drumul la chestia asta. Facem un salut toți, respect. Dacă toți suntem aici. La 3. Stai. De cât timp îl urmăriți? Un an, doi. Ce-ți place la el? E amuzant. E ce-ți place la el? E cringe. Ce înseamnă? Adică e ciudat și amuzant în același timp. Un an, doi. Ouleu, veterani, un an, doi, păi atunci nici nu știu eu ce eram. N-am nicio idee, cred că nici găina, nici elan nu cred că exista acum 2 ani. Trebuie să exista, sigur. Mamă, cât de vechi, mamă mi-a dat cu goosebumps de alea pe piele. Tu vă dați seama de cât timp facem chestia asta? Cam așa arată o zi obișnuită din viața lui Alpaca. Shake, desen, vlog, fan, iar pe final de zi nu ratează ora de antrenament. Merge la sală de câteva luni, dar este pus pe fapte mari. Mă, la cât de mult am mers la sală, numai Marcelo a făcut mușchi. Și Tesi, ce mușchi are Tesi? Bă, aileu, ce bulane are. Vorbe serios, deci Tesi sare pe masă. Nu știu cum să-ți arăt unde e josul. Imaginează că... E, vezi unde mâina mai e aici? O simți? E, mai sunt încă 3 mâini de genul jos. Și Tesi sare de acolo de jos, ăla de 3 mâini în jos, pe masă. Direct. Are bulan de fier, zici că e din familia, dar la Giu, bulan de fier. Și așa a arătat o zi din viața mea. Sper că v-a plăcut. Raluca, cum a fost? Foarte drăguț. M-am și distrat. Ți-a părut ceva specific, cum am făcut și alții? Ți-a părut ceva nou din ce am făcut eu? Mi-a plăcut foarte tare întâlnirea cu fanii tăi. Da, și mie, nu se întâmplă fiecare zi, a fost super tare. Cred că e ce că i-a plăcut shake-ul. Măi, shake-ul ăla face furori. Dar și chestia cu fanii a fost genială. Ar trebui să o facem cumva lunar la 2-3 luni. Da, lunar la 2-3 luni, așa fac eu chestiile. Zic, acum se mai întâmplă peste 2 ani. În final de ziua de astăzi, vreau să-ți dau și ție și lui Cătălin un tricou de persoană. Tricourile să vină din ceruri. Mulțumesc foarte mult. Ciocăfu de mărime mai mică și mărime mai mare. Yes! Am dat ciocăfurile. Am dat, primele tricouri au fost date. Și v-am dat și vouă. Bă, m-am dat și vouă. Ăla care a primit tricou să-mi dea mesaj pe Instagram să vreau să-i văd fățăul. Am aruncat la fanmeet un tricou pe spate exact ca la nuntă. Nu mai știu exact ce l-a prins. Dar să-mi dai mesaj. Vreau să te urmăresc o viață întreagă să ți-l iau înapoi. Uite în ochii mei când vorbesc cu tine. O să te las pe tine să faci încheierea, așa cum o faci în mod obișnuit pe YouTube. Mai că mijlocul lumii aici. Ok, hai să-l facem. Fii atent, la 3 și tu. Ok. Te prindem aici. 1, 2, 3 și apoi respect. Ok. 1, 2, 3, respect!
Așa să termina clipul, a fost, mie mi s-a părut o chestie super mega șmecheră. Cu oameni de genul aș face chestiile astea toată viața. A fost super mega la suflet ce s-a întâmplat. N-a fost o din aia gen te pui pe scaun și vine unul cu microfonul și zice: salut, cum te cheamă, câți ani ai, ce-ți place să faci, ce filme vezi, ce cărți citești, la ce școală ai terminat. Deci interviu de genul, n-a fost nimic de genul, a fost așa dinamic. Și plus că a fost super șmecher că a stat după mine și că a mers peste tot. Dar sper că v-a plăcut mutăm, uite, ca să vedeți și chestia asta mai portocalie. I-a fost Alfaga, a.k.a. Daragiu. Și nu știu dacă ăsta era outro meu pentru că l-am uitat deja. Dar la trecă obicei, Alfaga King of 1, 2, 3, respect. Alpaca e legiune, fiecare dintre noi are câte o misiune. Aleg piturile grele și începe nebunia. Acaparăm internetul, vreau să umple România de respect. Freza mea are castravete, uită-te cum se plimbă printre plete. Salut!